Mai este cineva pe care aș vrea să salut și să invit aici. E vorba de Alexandra Madane, reprezentantul Asociației Studenți pentru Viață. Alexandra, mulțumim pentru marșul, pentru viață și pentru toate lucrurile pe care le faci în ultima vreme. Te rog. Bună ziua, vă mulțumesc. Mă bucur să vă văd într-un număr atât de mare aici. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat în organizarea Marșului pentru Viață. Iată că ziua de 21 martie a reușit să scoată 10.000 de oameni pe stradă să-și afirme sprijinul pentru viață din 79 de orașe din România și Republica Moldova. A fost o reușită extraordinară, care datorăm tuturor organizatorilor și oamenilor din țară care s-au implicat în acest demers. Sunt aici ca să vă felicit pentru tot ceea ce s-a întâmplat cu Ora de Religie și cu Asociația Părinți pentru Ora de Religie. Spun asta pentru că în zilele noastre, pentru a reuși să schimbăm ceva în societate și în mentalitatea oamenilor, este nevoie de implicare și reprezentare. Și s-a întâmplat foarte mult și foarte multe lucruri bune pentru faptul că a apărut această organizație. Vă încurajez și vă felicit și vă încerc să vă sprijin să mergeți mai departe. Consider că este foarte important să avem o reprezentare în societate din cauza faptului că vocile care sunt împotriva orei de religie au fost foarte prezente și sunt în continuare în media și celelalte voci care totuși promovează ora de religie sunt discrete, dar de multe ori situațiile sunt manipulate în așa fel încât sunt puse într-o umbră care nu este favorabilă. Și în calitate de om care am la activ vreo 7-8 ani de voluntariat și reprezentativitate în Consiliul Elevilor, vreau să vă spun că e foarte important ca nu numai părinții să iasă în față, ci să sprijiniți ca acei elevi care reprezintă acel procent de 96% să iasă în față și să spună și noi ca elevi ne dorim asta, să facă activități pentru elevi, să se implice și să sprijine. Pentru că, din păcate, în momentul ăsta am văzut din partea Consiliului Național al Elevilor faptul că s-a împotrivit realității și dorinței copiilor de a se înscrie la ora de religie și lucrul acesta nu e regulă. Într-adevăr, erau discuții și pe vremea mea, dar nu exista o atitudine atât de ofensivă. Și vreau să vă încurajez și să vă spun că este necesar ca acei copii care sunt în licee, în școli, să intre în Consiliul Elevilor, să participe, să se implice, să desfășoare activități pentru colegilor, pentru că e imposibil ca vocea lor să nu fie ascultată, pentru că ei reprezintă, ei sunt cei care cumva reprezintă și sunt în cauză. De asemenea, vă încurajez să mergeți mai departe și să sprijiniți și alte activități, precum educația pentru familie. Sunt discuții, așa cum știți, pentru introducerea obligativității educației sexuale în școli. Educația sexuală care tratează doar o parte a personalității umane și este nevoie de o educație pentru familie care să sprijine educație completă a copilului, o perspectivă corectă asupra vieții și a spiritualității umanității. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări pentru tot. Mulțumim, Alexandra. Mulțumim foarte mult.